Este anchetă la o grădiniță din Timiș după ce părinții unei fetițe au reclamat că aceasta a fost bătută de educatoare. Motivul este unul halucinant, cea mică ar fi vărsat un pahar de apă. Comportamentul abuziv al educatoarei este confirmat și de alți părinți. Cadrul didactic se apără și spune că în cei 20 de ani de profesie n-a lovit niciun copil. Între timp, părinții refuză să-și mai ducă fetița de doar 2 ani la grădiniță cazul revoltător a ieșit la iveală după ce fetița, în vârstă de doar 2 ani, le-a spus părinților că refuză să mai meargă la grădiniță pentru că doamna educatoare are un comportament violent și o bate cu iau atunci când face vreo nezbâtie. Agresiunile s-ar fi petrecut chiar sub privirile surorii mai mari, care învață la aceeași grădiniță. El a spus părinților că cea mică nu minte și că educatoare ar fi lovit-o pe copilă pentru că a vărsat un pahar de apă sau pentru că roade creioanele. Alarmată de cele aflate, mama celor a intrat în legătură și cu ceilalți părinți. Aceasta a rămas șocată de mărturiile adulților. Părinții copiilor povestesc că cei mici sunt terorizați de educatoarea de la grădiniță. Aceștia spun că dascălul urlă constant la cei mici, îi ceartă și uneori chiar îi lovește cu palmele sau cu o nuia pe care o ține în permanență pe catedră. Alți părinți spun că cei mici invocă tot felul de motive ca să nu fie duși la grădiniță. Părinții fetiței de 2 ani refuză acum să o mai lase pe cea mică la grădiniță și cer conducerii să ancheteze comportamentul educatoarei. În replică, educatoarea neagă acuzațiile care sunt aduse și spune că sunt doar niște minciuni nejustificate. Aceasta susține că în cei 20 de ani de când profesează, nu a lovit niciun copil. Părinții copiilor agresați au depus plângere la poliție, la direcțiune, dar și la inspectoratul școlar Timiș.